Bună ziua, dragi youtuberi! Astăzi am cumpărat ceva care a fost proaspăt lansat, din ce am înțeles, la nivel mondial. Este vorba de un aparat 2-in-1 pentru lipituri, lipituri cu cosituri. Aici se vede, da, Parkside, modelul Hot Air. De ce Hot Air? Pentru că, o să vedeți, știe să facă și alte lucruri, și anume, dacă avem tub termocontractibil, știe să facă un aer cald cu care să putem să micșorăm tubul termocontractibil. Haideți să vedem ce conține. Vedeți? Vedem. Foarte bine prins. Practic, acum este un unboxing și doar o încercare. O să facem și lipituri mai încolo. Un manual de instrucțiuni, da? Care... De data asta eu chiar vă recomand să-l citiți, eu n-am apucat și o să vedem ce reușim să facem fără acel manual. Opa, a, da, un cositor. Și evident, cel mai important lucru, aparatul în sine. A, mai avem un pliculeț aici. O, mai este, stați așa, uite. Da. Sper că am scos tot, da, cutia este goală, o punem deoparte, nu mă interesează. Bun, acesta este aparatul. Un aparat interesant, cu două mufe, un potențiometru, câteva butoane. Vedem ce fac fiecare. Bun, haideți să vedem altceva ce conține, da? Pistolul de aer cald, care se va conecta, are o mufă de conectare cu ceva pini. La fel și pistolul de lipit are o mufă cu alți pini. Practic o mufă tată și o mufă mamă. Nu se poate greși la conectare. Da? Haideți să vedem ce înseamnă să le conectăm și după aceea să vedem ce mai există. În... Așa. Bun. Desfacem și sârmulița aceasta. Cablul este destul de lung, cum spuneam, mufa tată intră în și nici nu se poate greși, practic se poate băga într-un singur fel, acum încerc să-mi dau seama cum, ok, și se asigură cu această piuliță pentru a nu ieși afară, trebuie apăsată până la capăt, altfel nu intră. Și să vedem și cu cealaltă, la fel nu se poate greși, există o cheiță pentru control. Bun, cam așa arată. Vedem ce mai avem aici. Ok, din ce văd, ăsta se poate pune, are niște clemuțe aici. Ori în partea asta, ori dacă nu vă place aici, se poate pune în partea cealaltă. Da, există două variante, ori așa, ori așa. La fel și cu aceasta, dar, ok, asta, cum am spus, este cositorul și aici, practic, și ăsta se poate pune tot aici așa, sau aici așa. Nu știu cum, da, cum, a, ok, bun. Deci ăsta l-au gândit pentru a-l pune în partea dreaptă, deoarece... Aici s-au gândit domnii că ar trebui să vină pus cositul. Cu alte cuvinte, o idee foarte bună, ai nevoie de cositor, folosești. Bun, și atunci ăsta de aici, numai bine stă aici, ok, și asta vine băgat aici așa. Da? Ați văzut despre ce e vorba. Și pistolul de aer cald va veni pus în partea cealaltă. Aici, da? Se vede? Cam ceva în genul acesta. Ce a mai rămas de văzut? Ce avem în pliculețul acesta? Oare să fie bani? Nu cred că ne dau ăștia bani. Să ne iau bani. 200 de lei a costat acest lucru. 200 de lei, dar este un preț foarte bun. Iată, uite, domne, ce avem noi aici. Avem o grămadă de ce? De diuze. Diuze pentru ce? Pentru acest pistol cu aer cald. În cazul în care aveți nevoie pentru
a dirija fluxul de aer, montați diuza de care aveți nevoie, mai mare sau mai mică. Da? Vedeți că sunt diverse variante de diuze. Avem 4 bucăți și un vârf. Un vârf care se utilizează la pistol. Pistolul de lipit vine cu un vârf foarte ascuțit și cu un vârf lat, arată aici. Probabil că de aici se desface. Da? Iată, uite ce ușor se scoate acel vârf. Se montează următorul și, bineînțeles, îl asigurăm din nou. Da? Cam aceasta este jucăria Hot and Air Soldering Station. Să o băgăm și în priză să vedem cum arată, nu? Că, practic, până acum doar am făcut unboxing-ul. Să vedem ce ne spune. Ok. Ia să vedem. S-a aprins ceva? Nu s-a aprins nimic. Logic că nu s-a aprins nimic, pentru că trebuie să-i dăm pe 1 și pe 1. Da? În momentul ăsta s-a aprins. Dacă nu s-a aprins, ne uităm imediat. Stați să punem și noi astea aici, să arate frumos. Ok. Ia să vedem. Ce zice? Nu zice nimic? Nu zice nimic? De ce nu zice? Nu avem tensiune. Nu avem tensiune? De ce nu avem tensiune? Pentru că s-au gândit magnificii noștri să mai facă un butonel aici pentru un fel de întrerupător general. Aici aveți o siguranță fuzibilă, să nu uităm de lucrul ăsta. Poate e nevoie vreodată să o schimbăm și aici se află. Bun, deci o să-i dăm drumul. Din coace am dat deja drumul. Cred că se vede cum aici ne crește temperatura. Aici fiind pistolul nostru de lipit, parcă așa am zis, nu? Ia să vedem. Să vedem. Aici este pistolul nostru de lipit. Partea dreaptă. Și din coace avem pistolul cu aer cald. Se și aude, el a pornit deja. Bun, acum ce să zic, de aici ai creșteți gradele, da? La 300 de grade, la cât o fi. Bun, o să-l oprim pe asta. Și de aici, bineînțeles, îi creșteți pentru lipire, cu câte grade să lipim. În mod normal, lipiturile cu cositor pleacă de la 240 de grade în principiu și până pe 500 de grade. Bun, ia să vedem, ăsta s-a oprit. Da, bagă rece, nu mai bagă nimica. Practic ar trebui să se oprească. Iar din coace, vârful de lipit, să vedem ce se întâmplă dacă reușim să topim un pic de cositor, măcar varianta demo. Da? Se vede? Se vede, cum să nu se vadă, uite ce frumos. Foarte frumos funcționează. Mie îmi place. O să facem și un video în care vom... Ok, l-am pus pe 0. Așteptăm să se răcească. De aici îl oprim definitiv. O să facem un video în care vom lipi ceva și o să vedem efectiv cum dezlipim ceva și lipim înapoi o piesă, să vedem efectiv dacă face ceea ce ne spune să facă. Sunt foarte mulțumit de el, o piesă care dacă o mai găsiți prin magazine, eu zic să o cumpărați, merită. Cam asta este modelul, uitați-l și cu siguranță merită cumpărat. Mulțumesc pentru audiență, big like și continuăm. La revedere!